Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod pe canal. Astăzi mă voi juca Dead by Daylight, după cum puteți vedea. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez ceva nou. Well, astăzi mă voi juca cu Clown. Nu mai m-am jucat de mult cu el și am zis, bă, hai că-i timpul. Ca parcuri am Pop Goes the Weasel, Save the Best for Last, Barbecue and Chili și Tinkerer. Două adonuri și un offering de săraci, ca de obicei. Eu v-am lăsat cu meciurile, sper să vă placă. Am revenit aici și cu primul meci. Credeam sincer că nu o să mai intru în primul meci pentru că a durat o grămadă până am, cum se cheamă, intrat în meci. Nu știu de ce a durat așa de mult, dar ca idee. Bă, și ce nu-mi place mapa? Nu-mi place mapa cu clownul cel puțin, dar deloc. Pentru că o să-mi fie destul de greu să mă mișc. Cred. Să mori tu, Aliva! What? Ați văzut ce am văzut și eu? Ce dracu e aia? Mie îmi dă cu virgula aia, s-a teleportat și a dispărut, bă. Eu nu mai știu unde e. Care sunt urmele ei, care nu? Bă! Alivo! Ce dracu, bă! Mă duc la generatorul ăla. Bă, poate îmi pică calculatorul ăsta în cap imediat. Credeam că am dat fix în gaură, mă. Ia să le facem o vizită aici. Bă, și s-a dus. Bă, ce cu meciul ăsta? Sunt toți într-un SUV, by the way. Bă, sper că nu toți se teleportează. Că le văd doar urmele. Ha, uite-o pe asta. Ceva e putred în meciul ăsta. Dar nu-mi dau seama ce. A avut Mother Heart. Dar am blocat-o! Bă, ce bun sunt, ați văzut? Am blocat-o, mă. O, sper... Bă, momentan am generator 70. Momentan. La un generator din ăstea se repară oricum. Ia că-i și aici reparat des... Băi, ce m-ai speriat? Bă, deci nu știu ce se întâmplă în meciul ăsta, dar mă simt foarte ciudat. Mă duc la hook pentru că mă aștept să se teleporteze asta în fața hook-ului. Aici e început de atunci. Unde sunt ceilalți survivori? Aici. Aici e un survivor. Asta e aia cu bunul. Bă, ce repede așa da heal. Cred că a pus asta bunul din nou, că nu am fost pe fază. Sunt puțin mai foarte derutat, dar e ok. Ești deșteaptă, rău, mâncați-aș gura. Și mi-am pierdut și o sticla iurea. Hai că dacă n-are Dead Hard am luat-o. Ăla a fost cumva Dead Hard? Ok, deci îmi dă cu virgulă rău de tot. Dar rău. Ok, cineva a fost pe aici. Și hopa! Primul generator. Aaa, voiam să-i dau grab, mă. Băi, nebuno! Asta nici nu știa că eu sunt acolo. What the fuck, ați văzut și voi? Dar sincer, nici eu nu știam de ea. Ia uitați-i.
Bă, după aia nu mai mă duc până la final. Că... asta am uitat să o sparg. Stați puțin, că meciul ăsta mă... oh, nu mă duc după tine. Așa. Sper că ai dat tap. Mamă, ce bună ești. Ce bună ești că ai dat tap. Pe asta am pus-o pe hook? Că nu mai știu. Dar totuși am pus doar 3 hook-uri. Nu știu de ce am impresia că am pus mult mai multe. Dar aia e. Acolo se mai repară. Bine de știut. Mergem imediat. Oricum am pus 3 hook-uri la... 3 hook-uri la... la niciun generator reparat. A, pare nu se mai repară. Interesant. Se repară acolo, dar acolo repară Claudia aia. Aia s-a dus. A, nu mă duc după tine, mă. Unde să ia la alții? Strecat-o m-ar interesa. Ok. Foarte bine de știut. Stricat-o, du-te stricat-o de aici. Bă, ce repede am pus-o pe hook. Sper că nu mai era nimeni acolo în cameră, ca să pot să dau papu aici. Deci Stricat-o e moartă pe hook. După Aliva mai trebuie să mă duc. Gata, o să mi se dea un generator. Primul generator, dar nici nu mai mă duc. Nu mai mă duc acolo. O să sparg bunul și mergem. Sincer, nici nu știu unde mergem. Ia că facem noi așa. O să sparg peretele ăsta. O să sparg și generatorul ăsta. Și probabil ei se întorc la acolo la generatorul ăla. Da, da, da. Ce ziceam? Adică se putea. Mâncați aia și ești moartă, du-te de aici. Așa, după tine. Asta-i moartă? Am trăit tokenuri, deci nu. Ok, ai venit tu să tanchezi, mă bucur. Tu cu lagul tău. Bă, dacă nu spergeam peretele ăsta acum, asta era moartă. Du-te, bă, dracu de aici, distrus-o. Îmi face bloc ca să-mi pierd tokenul. Sper că au dat plagiatorul din baie. Pe care n-am pus, mă, eu pe hook? Pe Alifa, pe asta n-am pus-o, mă. Bă, ești prost. Mi-a dat distrus aia generatorul și o să moară, fraiera. Duceți-vă în căcat. Ah, ce aproape eram. Da, tot te dau pe jos, asta e moartă? Nu știu dacă e moartă, dar faza este că... eu chiar nu știu pe cine am pus pe hook. Bă, dacă e moartă, puțin îmi pasă. Oh, Alex, no. Stricat-o știu sigur că e moartă. Aliva nu e moartă. Așa, mai date pe o dată. Bă, la deștept sunteți, nu cred că e moartă asta, mă. Mai mult ca sigur nu e. Da, ce ziceam, foarte bine. Acum trebuie să mai mă duc după Aliva. O ia. A farmat-o? Ia vedem acum. Ok, și mai are de dat mend. V-am zis, o să o las pe Claudia eventual să moară din... din second, de fapt, că am mai pus o dată pe hook. Mă uitam să văd dacă a pus aici aia totemul. Da, acum caut și eu persoane. Aici sus. Ha, strecat-o! Tu ești moartă. O să-l sparg.
ca să nu mai beneficieze ceilalți de totemul tău. Și o să mă duc după ea și o să o omor și aia e. Că n-are rost să lungim meciul ăsta până o pun și pe Aliva încă o dată pe hook. Aia e. Dar poate îmi face Lu. A, uite pe Aliva. Ok. Bună, Aliva. Mamă, deci dacă eram... Mi-au dat totuși două generatoare. Al treilea. Dar nu cred că apucă să-l dea. Ba da, apucă să-l dea, că e pe partea cealaltă. Aaa, tu erai, mă. Să mănânci tău cănurile, tu. Ia uitați și pe aia în acolo. Asta e Aliva, mă. No, Alivo, ești moartă, cred. Mai îmi dai și tu niște tokenuri. Să o pun repede pe hook și să dau un pap. Să dau repede pap. Doamne ajută. Oh, o să mai îmi dea oricum un generator. Ah, dar nu e asta moartă, mă. Aia, doi își dau heal acolo, perfect. Deci, momentan, doar unul repară, dacă e să repare. Deci, Alex e mort, Aliva mai trebuia pusă pe hook, strecată e moartă. Deci, toată lumea e moartă pe hook, mai puțin Claudia. Ok, tu ești următoarea moartă. Aia e. Se mai întâmplă. Adevărul e că mult lup mi-a făcut, mă uitam și eu aici să văd. Băi, eu sper că s-a auzit până acum bine și s-a văzut că... Bă, meciul ăsta îmi place, la modul că chiar e interesant, a început și foarte interesant. Ia să mergem noi repede aici. Era și Aliva, by the way. Care e asta? Asta e asta la altă. Dar avem o mică mare problemă. Să-mi dau reload la sticle, că fără ele nu prea fac. Acum pot să o joc mai chill, zic. Aoleu, băi, o să-și dea heal. Asta cumva s-a... Nici ea nu știe, săraca. Nici eu nu știu, dar nici ea. Ce vrea să facă. Aici mai are o paletă, mâncați așa. Hai că o sparg. Dar voi vedeți ce aiurea dau eu sticlele astea? O să-i las repare generatorul ăla. O să oprim pe asta imediat. Că nu mai are multe palete, zic. Aoleo, ce m-ai speriat! Ce fraieră-i și asta, mă! Gata, am terminat-o. Și acum să le găsesc pe alealte. Deci pe asta am terminat-o, voi vedeți câte palete mai sunt pe hartă? O grămadă. Ia că mergem noi acolo la generatorul ăla. Ăsta era reparat o grămadă, mă. Deci era reparat o grămadă. Aia s-a dus jos. Hopa! Claudia, mâncați-a în gura. Una s-a dus jos și asta era aia care a rămas sus. S-a băgat în gaură. Am văzut-o cumva pe aia acolo la generator. Cred că da. Cred că am văzut. Bă, deci sunt o grămadă de palete pe mapa asta. De-aia am și spus, bă, deci meciul următor cred că o să-mi bag Coldwing Farm, mă. Ca să am și eu o mapă mai normală. Nu pe nivele.
ca să mă pot distra, dacă mă înțelegeți. Deja suntem de 16 minute în meciul ăsta și vă asigur că o să mai dureze minim. Ah, ok, am luat-o pe asta. Minim 5 meciul ăsta. Deci dacă mai durează 5 minute, să știți că nu mai botez un al doilea meci, că nu facem episod de 40 de minute, să fim serioși. Ah, hello. Lasă, bă, dar poate îmi face asta o schemă din asta și mi se teleportează la aia și o ridică. Dar nu cred. Ok, meciul ăsta trebuia să fie terminat cu mult timp înainte. Dar aia e. Și să vedem unde este MTI. Ia să mergem noi repede la ea. Să o omor și pe asta. Că deja bă, un meci de 17 minute nu cred că mai avut de mult cu killerul. Dar oricum voi vă uitați la episod, deci nu-i problemă. Deci în meciul următor o să facem cred că ceva mai interesant ca să-l terminăm mai repede. Cred că o să dau tunnel unui survivor, știți, ca să rămână 3. Și după o să ne descurcăm noi cumva, vedem. Dar ia uite mă că și acum aveau totem. Bă, ăștia aveau mai multe, mă, Circle of Healing-uri. Și eu care credeam că aveau doar unul. Ia să vedem. Sufu. Ia. Deci avem aici un Circle of Healing, două Circle of Healing. Barrow Time, Barrow Time, Barrow Time. Deci trei Barrow Time. Avea și bun Shadow Step și Dark Theory, bă. După ce că mi se teleportează, nici să-i văd urmele nu mă lasă. Am revenit aici și cu al doilea meci. Suntem pe mapa lui Artist. Bă, eu zic că este o mapă ok pentru Clown. N-am jucat niciodată pe ea cu... Nu știu dacă am jucat vreodată pe mapa asta cu vreun killer, sincer. Nu mi-aduc aminte. Dar vom afla. Să vedem cum e. Să vedem. Aia s-a dus acolo. Nici într-un caz nu o să mă duc după ea. O să văd pe unde se repară. Aici se repară. Și ia uitați o șmecheră. Ce faci mă aici? Baba, după babacic nu o să mă duc. O să facem așa, o să mă duc după Zarina, care văd că... Mama, ce prost arunc sticlele astea, frate! Zarina care a intrat să... I don't know. Na, nu știu ce a vrut să facă, dar... nu-i treaba mea. Ia uite mă, ce s-a pus totem. Nu știu care o fi mai reparat. Dar o să dau la asta și aia e. Și asta s-a băgat în dulap. Pe ce pune pariul? Băi! Ce noroc am că asta e și 80 și o pun așa pe hook, mă. La modul că aveam hook acolo în spate. La modul că nu pierd tokenuri. Și stați să vedeți cum scapă. Bă, ce fraier sunt! Hai că nu! Aproape îmi scăpa. Merg la aia repede, ca aia o să aibă generatorul 70 în 1, 2, 3, 4, 5. Bă, dar asta repară din totdeauna aici. Din totdeauna repară mă aici asta. Opa, s-a dat papul. Du-te în căca, ce m-ai speriat? Ce dracu bă căutai aici, Vikings? Vikings. Da, nu asta repara acolo. În niciun caz. Pentru că mai devreme când am pus-o pe asta, cineva era aici. Ok, deci Zarina o să fie moartă și nici n-am intenționat la modul să-i fac tunnel. Gen, nu m-am dus după ea în mod intenționat. V-ați văzut că nici nu știam unde e. Și am așteptat la ușă. Da, o să dau la ăla. Mai mult ca sigur e reparat mai mult. Nici nu mai știu să vorbesc. Bă, și asta e reparat. Acum că sunt lângă el. Da, un ăsta. Ce să fac?
Unde s-a dus Nea? Neluță! Ce faci? O să mi se dea primul generator. Dacă ai... Are mă ea... doamne, balance landing. Ați văzut-o și pe aia? Bă, aia se învârte efectiv ca o curcă beată. Asta încă e aici, alu. Așa ziceam și eu. Bă! What the fuck? Stați că mie îmi dă cu virgulă! Cine mai aici? Erau două. Mai era și Zarina aia. Am dat și eu cu sticlele astea, mai bine nu dădeam. Sincer vă spun. Sincer. Bă, da, măcar ăsta este al patrulea hook la un generator dat. Foarte acceptabil. Nici n-ajung la ala să-i dau pap. Nici n-ajung la ala să-i dau pap, cred. Dar o să dau aici. Nu-i problemă că stăm bine pe generatoare. Stăm chiar foarte bine pe generatoare. La modul că... s-au dat două și eu am pus patru hook-uri. Și ia să vedem unde au luat-o. No, că tot pe tine te iau, mâncați așa. Gura. Ați văzut-o pe Zarina aia? Ce dracu căuta în colț de hartă? Nu mă întrebați. Nu se știe. Și eu nu înțeleg de ce. Cred că asta i-a dat kill lui Dacă mergem noi acolo la generatorul ăla. Că se mai dă unul și nu-i prea ok. Asta e Claudia. Am uitat să sparg bunul. Dar nu-i problemă. Cred! Ați văzut-o pe aia? Uite-mă. Bă, ce fraieră ești, mâncați-aș gura. Bă, ce fraier. Ok. Nici măcar nu mă uitam la dulaps cumva. Nu cred că are decisive, nu? Nu are, din moment ce nu l-a dat și prima dată. Așa, tactica noastră. Și asta ce mi-a largat în spate? Ca să o iau după? Mai ușor? Ok. Ok. Mamă, se repară și aici. Dar oricum. Vreau să mă duc după Zarina. Vreau să mă duc după Zarina. Pentru că pe aia nu am mai... pe aia e moartă pe hook. Așa. Hello. Am zis că ăsta e planul meu. Să mă duc după... una. Și după să... De fapt, du-te de aici. Și după aia, ăștia... De fapt, babacioc aia nu o să moară din first. Că am mai pus-o pe hook, dar asta la altă o să moară din first. Nu de alta, dar o să facem episod de 40 de minute dacă stau să joc fair, fair, fair. Știți ce zic? Și am văzut-o și pe Claudia aia. Măcar știu că Claudia n-are cu ce să-și dea heal. Și prefer să mă duc după ea. Ăla a fost cumva de hard. Ai, ce nebună ești tu. Ce nebună ești tu, mă. Ia să sparg eu peretele ăsta. No, că te-ai dus.
Și acum să vedem unde este aia. Babacioc, babacic, nu știu cum dracu o cheamă. Opa. I-am văzut urmele. Pulandula! Hello! Hello! Babacic, ai murit, babacic, ești moartă. Asta doar un dulap a stat, mâncați-aș gura. Și pe asta am dat-o aici. Perfect. Avem unde să o punem? Avem aici în față. Ok, meciul ăsta a fost mai rapid. Ok, aia zic. Chiar am vrut să fie mai rapid, că dacă stăm mult, nu-i bine. Ia să vedem. Poate se eliberează. O să aștept 60 de secunde în caz de al decisive, că nu vreau să o mai fugăresc pe aici. Ok, GG's. Frumos match, mi-a plăcut și ăsta. Zarina aia nu prea era cu noi. Nu știu ce făcea. Doar în colț de hartă am găsit-o și ați văzut mai... Stați că îmi cade microfonul. Eu acum am văzut, mă, că îmi cade microfonul și probabil v-am țipat, mă. Dacă v-am țipat, îmi pare rău. Sper că nu v-am țipat, dar totuși cred că v-am țipat. Aia e. Mamă, uită pe asta, mă, cu doar cu balance landing. Aia e și asta făcea adept. Nu s-au găsit bine. Anyway, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să faceți și acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut o muncă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez ceva nou. Eu v-am lăsat și ne vedem în episodul următor. Baftă!